Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost întotdeauna un exemplu pentru creștini să-și țină demnitatea. Aceștia au fost călăuziți în păstrarea identității lor nu doar religioase, ci și naționale, culturale, tocmai de astfel de moment. De aceea, astăzi, Botoșanul se află într-o haină de sărbătoare, chiar dacă, sub auspiciile acestor vremuri pandemice, într-o biserică și într-o clitorie siguranță, văduită de prezența dumneavoastră, a celor care de obicei erați aici, totuși Botoșanul se află în această haină de sărbătoare pentru că soția voievodului Petru Rareș, Elena Doamna, a ctitorit în târgul Botoșanilor acest edificiu care dăinuie de câteva sute de ani aici. Această biserică, ce își plânge încă așteptând restaurarea ei, își plânge zidurile goale, văduvite și de prezența Sfinților în pictură și de prezența dumneavoastră, această biserică a fost locul încerucheie, locul rugăciunilor, locul așteptărilor și a speranțelor multor generații de români. Numai dacă ne gândim că toată istoria recentă a României, a perioadei sale medievale, a perioadei secolului XIX și a secolului XX, de la Pașcopiști în pace, în această biserică au intrat români cu diferite crezuri și idealuri politice și culturale, dar nu și-au uitat niciodată idealul, crezul și identitatea lor religioasă. Iată